7 lucruri pe care nu le știai în GTA San Andreas. Nu 7 Cristiano Ronaldo. 7 detalii ascunse din infinit, că nu se știe niciodată ce ascunde jocul ăsta. Bigfoot există. Și știi ce mai există? Cel mai tare stamp de pe planeta asta, cu un launcher propriu numit Greenstone. Pe Greenstone are și Pope propriul skin. Greenstone efectiv este un GTA separat, modat, adică nu este stampul ăla simplu, care are propria hartă, mașini noi și multe altele. Dacă vrei să-l descarci, trebuie să intri pe site-ul lor, alegi aici un link și îți descarcă un rar. După ce îl dezarhivăm, intrăm pe launcherul lor. Trebuie să selectăm o singură chestie, ca la sampul clasic. Trebuie să selectăm locația și alegem acest folder cu G-Stone Resources. Este decât pe PC, am văzut că întreabă multă lume dacă e pe telefon. Poate o să urmeze, nu cunosc. Aveți și referalul meu lângă linkul din descriere. Îl băgați când vă faceți cont. Acum, haideți să vedem câte lucruri știți voi din cele 7. Primul lucru, există fast travel în joc. Dacă ai trăit sub o piatră, chiar... Bă! La permisul la Pitești. Dacă chiar ai trăit sub o piatră, în caz că nu știi, există aeroporturi în fiecare oraș din statul San Andreas. Unul mai exact în Los Santos, unul în San Fierro și unul în Las Venturas. Bun. Aici este o linie de o culoare diferită. Culoare albă. De ce s-a făcut galbenă? E vorbită! E vorbită! Bun, și avem aici efectiv, ne zice la ce oră, cât costă și noi trebuie să alegem locația. Și noi, de exemplu, o să mergem în San Fierro. Și efectiv ne arată cum decolează avionul și ne duce direct în San Fierro. Faza este în felul următor, trebuie să lăsăm să se ducă. Putem să dăm skip, cum ne zice el, putem să ascultăm radio dacă dorim. Jocul ne dă foarte multe variante. Sigur am ales San Fierro că stau ea pe Las Venturas. Ah, ok, au colit pe acolo, interesantă rută. Credeam cu ea gen pe spate și pe aia se întoarce. Și am ajuns în San Fierro, foarte tare. Ia uite ce frumos am ajuns noi. Fast travel, efectiv, am dat și skip, n-a trebuit să ne uităm la cutscene, foarte tare. Dar lucrul pe care s-ar putea să nu-l știți este în felul următor. De exemplu, mergem în Las Venturas, da? Bun, și eu aș vrea de preferat avionul ăsta, acum că a decolat, să treacă de apă, să se ducă pe partea cu deșertul. Dacă ne uităm noi atent, mai scrie ceva jos pe ecran, care a dispărut, dar o să vă explic eu oricum. În momentul în care noi apăsăm Enter, CG-ul să sară din avion. Eu nu înțeleg ce face atâtea scale, de ce o ia spre... Nu mai contează, în fine. Dacă apăsăm Enter, CG-ul să sară din avion. Faza în felul următor. Sunt niște șanse uneori ca și avionul să se prăbușească. Parcă ar fi controlat de CG, el n-a plătit bilet de avion, știi ce zic? Și efectiv am ajuns aici unde avem misiunea cu Catalina de trebuie să ducem tirul furat de la Neilie. Cel de-al doilea detaliu este la începutul jocului, mai exact când trebuie să mergem la Rider la misiune. Să vedem dacă o să intru în misiune fără să mă sune telefonul. Ah, am reușit! Hey man, what you want? To see my homie, what's up with you? No homie, love, no hug. Hai gata că știu deja tot. Și noi trebuie să mergem cu Rider cu mașina să ne tundem. Nimic special. Eu nu mă tund, să fie clar. Iar noi acum trebuie să căutăm niște balași. De ce căutăm niște balași? Pentru că este un detaliu care este foarte ascuns în jocul ăsta. De ce este ascuns? Pentru că sunt niște reviste, prezentări când era jocul în beta. Și acolo este un detaliu în care noi când suntem în teritoriul balas și suntem înconjurați de ei, ei ne atacă. Dar cum ne atacă? Hai să vă arăt. Am găsit doi balași. Și care este faza? Băieții ne-au găsit, îi vedeți? Și vreau să parchez lângă ei. Dacă ne-a băgat în seamă până la urmă. Ei se așează în jurul mașinii. Și cum ziceam eu că ne atacă? Nu o să ne împuște sau ceva. Ne înjură o leacă, ne fac cu mâna, dar o să se întâmple un detaliu. O să ne lovească mașina. Foarte mult le-a luat, să mor eu. Nu știu când a fost ultima oară când ați văzut voi animațiile astea sau când a fost prima oară când ați văzut asta. Sunt mai multe, ori dea cu piciorul, ori o să se împingă cu umărul, ori o să dea cu mâna. Exact ce vă ziceam. Chestiile astea de obicei se întâmplă la începutul jocului, dar oricum e un detaliu foarte tare care nu cred că multă lume îl știe pe ăsta. Cred că l-am aflat și eu după 5-7 ani de când m-am jucat jocul ăsta prima dată. Al treilea detaliu va fi în misiunea în care noi îl omorâm pe Jizzy, misiunea mai exact numită Ice Cold Killer. Normal când ajungem în fața clubului Jizzy, el are o mașină aia de pimp a lui, știi, decapotabil. Nu se pune, am zis! Și noi putem să ne jucăm cu ea. Cum putem să ne jucăm? Eu știu că am mai făcut chestia asta când a fost seria de 5.000 de ori în GTA San Andreas, dar avem mai multe alternative și faza e că milogia nu o să ne bage în seama. În primul rând, am putea să tragem roțile de la mașină și în momentul în care el o să părăsească clubul, o să plece cu mașina spartă și efectiv ne ajută. Roțile de la mașini sparte. Sau mai este un ending secret. Noi luăm mașina asta și o împingem efectiv. Acum mai am dat peste skin-ul de NPC din... Băieți, vă rog frumos să mă lăsați un pic să... Bun! Mașina e distrusă. Doamne, skin-ul de civil prilit. Pentru că pe mine mă ajută Dumnezeu. Nu se pune, am zis. Totul este demonstrativ, voi să nu faceți chestia asta. Yes. Iau ce cântă Rider pe fundal. Chipurile MC8. Bun, yes, of course. There's no problem, my friend. No problem. Hai bă, dă-vă dracu.
Bun, și acum când o să ieșim, efectiv o să fie băiatul cu pizza și o să fure acel scurt de Jizzy, pentru că mașina lui nu mai este. Bă, dă-l dracu. În fine, nu este necesar să fac misiunea, pentru că pe noi ne interesează detaliile. Nu s-a bune, am zis! Cel de-al patru detaliu este la misiunile lui Truth din deșert. Mai exact, sunt două misiuni, care au două cutscene-uri alternative. Dar acele cutscene-uri alternative se întâmplă dacă CJ este obez. În cazul nostru, are mușchi forțini, apă pe realul la sală. Și noi o să băgăm acum codul de grăsime. CJ este în cea mai mare formă a vieții lui. Mai exact cum zic americanii, body positivity, sau cum zic europenii, e obez în pula mea. Noi o să primim două cutscene-uri alternative la următoarele două misiuni. Mamă, CJ, după ce că te-am îngrășat, trebuie să mai și aștepți. Pe căldura asta nu transpir, mă? Că ți-aș talentul tău. Mai exact la două misiuni, Black Project și Green Goo. Ăsta este primul cutscene. CJ se miră unde este Truth și Truth o să-l sune efectiv și o să zică că este gras. Wrong devil, CJ. Truth! How are you? In better shape than you, fat. Exact. Nu știu cât ați văzut în playthrough-ul vostru acest cutscene efectiv. Bineînțeles că în playthrough-ul meu normal, când m-am jucat înainte să mă termin, până să termin a 21-a oară, ești gras, CJ. Bineînțeles, nu-l făcea nimeni pe CJ gras, pentru că nu avea de ce. Și acum noi nu-ți facem misiunea pentru că ne pune să slăbim. Următoarea misiune este aia, Green Goo, în care noi trebuie să mergem basically cu jetpack-ul pe care l-am furat în misiunea precedentă, să furăm ceva mâzgă verde. Nu știm ce este, pentru că Truth nu vrea să ne explice de ce. Deși ci că este plasmă de extraterestru. Și din nou, alt cutscene pe care probabil nu l-ați văzut vreodată, e varianta cu CJ gras, butoiul ăla care e mai pe stânga ecranului, dar nu, ho, CJ, calmea asta. Așa, o întrebare, cum dracu nu-l aude pentru că e lângă? Adevărul e că stă trenul ăla de armată care livrează ceva top secret. Dă să străbească CJ, să ia jetpack-ul. Ce supărat e CJ? Nu l-ai văzut ultima oară pe CJ așa supărat? Și-a cucat de milogul ăla cu tot. Da, e ceva verde în curlă. Și dacă nu uităm în dreapta, normal că nu mai ai butoiat să nebunit. Următorul detaliu este ceva care pariez că nimeni nu i-a dat atenție vreodată. De ce oare nu se gândea care este faza cu el? În primul rând avea această chestie care ne arată în ce direcție bate vântul. Zici, bă, Bobe, dar cum ne arată? Că văd că e în jos. Normal că este în jos, pentru că este totul sunny acum. Dar am niște coduri care va schimba vremea și o să vedem cum influențează direcția acestuia. Bun, asta e vremea de ploaie. Și vedeți? Deja el se mișcă stânga-dreapta. Ploaia se pare că vine din partea... Dacă mă uit așa pe hartă și mă pun, din partea sud-vestică. Foarte tare. Uite, mi se pare chiar extraordinar. Dacă schimbăm vremea din nou, el o să schimbe din nou direcția. Pot că s-a potolit de acum, deși asta e foggy. Și încă un cod, care asta este Sandstorm. Stai că am first person mult mai bine. Asta e tot la fel un detaliu, foarte mic, și asta e dovada clară de ce acest joc este considerat dintre unul dintre cele mai bune. De ce a fost atât de iubit? Pentru că cei de la Rockstar chiar au pus suflet în astfel de detalii. Și chiar m-a rupt când am aflat chestia asta. Sunt foarte multe detalii de genul jocul ăsta. În continuare, următorul detaliu este despre ace-ul pe care o să-l dăm noi în Las Venturas. Mai exact, la cazinoul adversar la Caligula. Bun, și noi efectiv trebuie să ieșim la date-uri. Se pare că proasta asta nu e acasă, a făcut-o în gură. Trebuie să ieșim cu ea până o bombardim o leacă ca să ne dea keycard-ul acela să dă în japu, efectiv. Trebuie să-l mai culc pe CJ o leacă ca să... Oh, bă, mi-i ză 4 ori! Bun, nebuna este acasă. Din nou, ăsta este un detaliu pe care l-am făcut în seria de 5.000 de ori în GTA San Andreas, dar trebuie să vi-l arăt în continuare. O scoatem pe nebună la date, sper că mă lasă să mă plec cu golful ei. Ne trebuie... Nu ne trebuie nimic, vino fă-n coa. Deci, fata mea, tu trebuie să vii aici cu mine. Vino, vino, da, aici... Nu se întâmplă nimic aici, știi ce zic? Aha. Vrei să-ți arăt cine arată prost poza din pașaport? Prima oară să dăm un kiss, de kiss-ul de adio, știi ce zic? Eu, CJ? Te dă la o parte! Deci pentru asta fă, e vorbită. Asta pentru că l-a refuzat pe CJ. Bun, așa că o să primim un apel, oare de la cine? De la Uzi. Și noi acum trebuie să intrăm în casa lui Mili pentru că am omorât-o. Oh! Nu ai jucării de-alea necredincioase aici, nu-mi place. Și așa este metoda mult mai easy decât să stai să o scoți pe Mili asta la 7 date-uri până să îți dea cardul. Următorul detaliu este la casino. Ce o să facem la casino? Păi efectiv luăm minimul pe economie pe care îl primește orice român. Bine, nu cred că primește chiar 700 de dolari orice român. Și trebuie să-l pierdem.
E incredibil, încerc să pierd și am câștigat. Bă, nu se poate. Gaming moment. Iar am câștigat. Bă, e vorbită să mor. Iar am câștigat. Bă, nu mai pot. Bă, mai câștig mult. Nu se poate, bă. Nu, chiar nu se poate, e vorbită să mor. E gaming moment, gaming moment. Am 20 dacă câștig și acum. Incredibil, coaie. Îți dă 20 în mână și câștigi. Dă-mă în pula mea, mai și pierzi. Cel mai greu lucru pe care l-am făcut în viața mea pe GTA San Andreas, să pierd la casino, efectiv câștigam. E ireal așa ceva, frate. Acum că suntem cu banii pe minus, ca orice Romania, normal noi trebuie să fim sunați de două ori. Și o să ne zică că don't be a stranger la final. Of course. Of course. Știu tot. Ok. Și acum noi basically ar mai trebui să ne plimbăm pe aici. O să mai fim apelați, cum am zis. O dată, două ori. O dată ne mai amenință și a treia oară vine după noi. Eu acum n-am ce să fac decât să mă duc până la Los Santos pe jos. Nu mă duc până la Los Santos pe jos, am nebunit. Bă, n-aveți idee cât m-am chinuit. Cât m-am chinuit efectiv să pierd. Nu mai vorbesc cât m-am chinuit că n-am căutat pe net cum funcționează sistemul ăsta. Trebuie să-mi dau seama singur, pentru că niciodată nu am fost pe dept la casino. Ce m-am înnebunit. Al doilea apel. Mr. Johnson, I hear you're in the neighborhood. Some of my associates will be paying you a visit to talk about your debts. Baza e că indivizii ăștia o să fie destul de periculoși. O să fie destul de periculoși pentru că ei o să vină la mine. O să ne atace cu acauri, cu digăluri. Ideea e că ei o să aibă foarte mulți bani. În principal, dacă eu mor pe ei, scapi de datorie și de lei banii. O să vedeți că o să ne dea banii înapoi. Chiar mai mult. A slăbit Sige? Ce pula mea a slăbit? Că e anorexic. Oh, a venit băieții și mă pusesem pe telefon. A venit decât un frer de ăsta? A, logic că a trimis decât un frer de ăsta și vedeți, mi-a luat banii înapoi. Plus alții, uite că mai are. Oh, pe mi-a dat de capul meu. Cred că în funcție de cât de mare este datoria, așa vin alții. Adică poate să... Acum a venit un punkist de ăsta, vezi? Și ăsta e un detaliu pe care eu cel puțin l-am aflat foarte târziu. Și ultimul detaliu pe care îl știi dacă ai fost atent la story. După misiunea în care noi îl jefuim cu Ryder pe moșul ăla din casa lui Dar, ne deblochează aceste misiuni de furat efectiv. Romanian simulator. Și noi acum dacă ne dăm jos Sige o să aibă o mască pe față. Efectiv e Romanian simulator și trebuie să găsim o casă. Orice casă. Toate sunt deschise în momentul ăsta. Noi trebuie să avem mare grijă. S-ar putea să găsim chiar și nepeciuri care dorm. Pe lângă faptul că putem să furăm tot felul de chestii. Doarme unchiul. Ce pula mea era? Am pe jos. Și noi o să furăm acest radio. Gata, am luat. Dacă alergăm se trezește unchiul și vine Gaborii după noi. Vine. Nu vin. Și s-a furat matrița. Ei sunt infractorii. Prindeți-i. Bineînțeles. Putem să dăm de tot felul de NPC-uri care poate să ne atace, poate să ne atace. A, uite, ăștia sunt mai pașnici așa, știi? Bă... Cum dovedesc că și-a luat poliție că nu s-au sinucis ei? Că le las pe jos un pistol și aia, știi? E foarte tare că astea sunt niște interioare pe care nu le vedem, efectiv. A, ce chestie. Îți dai seama cât de nefolosite sunt chestiile astea sau că vreau să fie date în folosință, oricum. San Andreas are foarte multe interioare, v-am arătat la un episod de Mituși Legendare. Bă! Nu mă așteptam că intră și în casă. Wow, asta chiar nu știam nici eu. Da, și aici trebuia să fie o ușă de aia în care intrai în wardrobe, efectiv. Deci, știi ce? Ia uite, pleacă cu televizorul. Da, televizor cu tub, tată. Și acum o să se întâmple de mai cheo pe fundal. Nu vreau să fiu youtuber de la cancer, dar sunt curios câte detalii știu voi din astea. Sincer să vă zic, detaliile pe care nu le-am știut eu până mai acum 5-6 ani gen, așa, mai cam la jumătatea timpului de când m-am apucat de jocul ăsta în 2008 până în prezent, era chestia aia cu Ryder că dau bala și cu picioarele în mașină. Credeam că e ceva de beta, eu știam screenshot-urile alea de mai de mult. Asta am descoperit un playthrough meu, mi-am amintesc. Mamă! L-a omor pe homie! Mai era detaliul ăla cu cutscene-urile de la Truth când e CJ gras și aia cu deptul. Astea nu le-am știut, le-am aflat mai acum 5-6 ani, la jumatea vieții mele, gen să spun așa. În rest, baftă cu aia. Veste mare în sat, astăzi Pope a postat.